Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Mihai Țăbeștea, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că urmează o restructurare la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș. În primă fază se dorește diminuarea numărului de instituționalizați prin adopții, mutarea în centre din alte județe sau centre private. Reducerea personalului se va face ulterior în funcție de numărul persoanelor instituționalizate rămase la nivelul de GSPC Călăraș. Este prima conferință de presă la care particip din această postură. Vreau să vă spun că m-am integrat bine în colectivul pe care l-am găsit la Consiliul Județean și la unii profesioniști care își cunosc foarte bine meseria. Direcțiile subordonate pe care voi încerca să le coordonez pe perioada mandatului meu sunt direcții importante și oarecum, zic eu, grele. Și aici mă refer la DGSPC, unde suntem în plin proces de analiză și restructurare acestei instituții, datorită faptului că, începând cu anul 2020, nu mai primim întreaga subvenție de la bugetul de stat, a devenit o povară pentru bugetul Consiliului Județean. Încercăm, împreună cu colegii și cu absolut toți directorii, să găsim soluții pentru a ușura această povară de numerii bugetului Consiliului Județean. Aceasta presupune reducerea personalului și, dacă da, cât la sută? Mai întâi dorim o analiză și nu începem cu reducerea personalului și încercăm să găsim soluții pentru beneficiarii pe care îi avem. Odată cu plecarea beneficiarilor din CUP, cu siguranță se vor reduce și numărul de personal. Deci, la momentul acesta, nu vă pot spune un procent cu numărul de reducerilor până nu vedem ce soluții găsim pentru beneficiarii care îi avem astăzi. Plecarea beneficiarilor din centre, vă referiți la adopții sau... Nu numai adopții, preluarea lor de către alte centre din județele vecine și o eventuală colaborare cu centre private, unde dumneavoastră vor fi preluați.